Salutare! Bine ați revenit la noi la Andodi. Vorbim în continuare despre cartea lui Henry Hazlitt, Economia într-o lecție, și astăzi vorbim de capitolele Mirajul inflației și Asaltul asupra economisirii, lecția reformulată ca o concluzie a cărții și un capitol după 30 de ani în care vedem că toate lucrurile au fost exagerate în timp. Dacă vreți să vă achiziționați cartea, jos în descriere găsiți un link către locul de unde o puteți cumpăra. Ea este tradusă în română după a doua ediție. Nu o să găsiți acest ultim capitol despre care vorbim astăzi, cel de după 30 de ani, că la face parte din a treia, dar capitolele importante din carte sunt aici. Adică esența e nealterată. De asemenea, tot pe același magazin o să găsiți și cartea în engleză, dar nu știm acum dacă este după a doua sau a treia ediție traducerea, mă rog, exemplul respectiv. Cine vrea cu adevărat să citească poate să ne întrebe de această carte. Nu, o găsești și gratis. Avantajul asta fizic e, nu știu, vrei să o faci cadou sau îți place să citești fizic. Asta ar fi avantajul. Așa, nu, e gratis. Eram subtil. Înainte de a trece mai departe și să discutăm despre capitolul greu de astăzi, o să vă rog să vă faceți contribuția, da? Dați jos un like ca să răspundească video în algoritmul YouTube, subscribe dacă vreți să ne mai auziți, apăsați și pe clopoțelul ăsta dacă chiar vreți să însemne ceva toate acțiunile respective. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, puteți să ne scrieți jos în comentarii și le vom adresa. Da, vreme cât sunt pertinente. Dacă vreți să ne înjurați de mamă, puteți să scrieți jos în comentarii. S-ar putea să răspundem și la asta. Nu zic, sau dacă știm răspunsurile, dacă o fi vreo întrebare grea de Gazeta Matematică, nu răspundem. Și în descriere o să găsiți și alte locuri unde vă mai întâlniți cu noi pe internet, blog, canalul de Telegram, Twitter, precum și două locuri în care, dacă vă simțiți cu musca pe cărciule și vreți să contribuiți și financiar la întâmplarea acestui podcast, o puteți face, găsiți jos un link de Patreon și unul de Crypto. Cum a zis și Alexandru, e vorba despre inflație. Două din capitole este vorba despre inflație. E o polemică tot așa cu cum a fost toată cartea cu keynesiști. De ce era... Uite, nici nu știu dacă el ne spune ce e inflația, nu? Aia asta vreau eu să zic. Nu spune? mi se pare că merită să începem o discuție cu definițiile sănătoase sau, dacă vrea cineva, cu definițiile pe care le folosim noi. Și atunci ai avea, ia zi. Înainte de asta, dacă vreți varianta pe scurt, o să găsiți acolo sus un extras de când am vorbit despre inflație cu ocazia discuției despre împotriva socialismului monetar din cartea aia galbenă de acolo din spate. Și avem și episoade despre ce sunt banii. Da? Și acum, pe scurt, putem să reluăm definițiile, nu? Pentru că practic, despre ce vorbim? Despre bani și, pe de altă parte, creșterea masei de bani, numărul de bani dintr-o economie. Creșterea și descreșterea sau numai creșterea? Da, descreșterea ar fi deflație. Mă rog, deci avem bani care sunt, ce sunt? Sunt unități de măsură în economie, pe care lucruri, sunt niște lucruri, da? Nu sunt doar simboluri. Dar mă rog, hai să jucăm cu simboluri. Sunt simboluri folosite de oameni ca să măsoare economic contabil, să măsoare contabil, să păstreze valoarea la modul ideal și mai ce? Să fie schimbul. Să intermedieze schimbul. Deci bani poate să fie de la scoici, țigări, aur, simboluri ale unităților de aur, note de bancă, bancnote,
Sau poate să fie alte unități cripto pe care le folosesc oamenii. Orice poate să fie. Mă rog, nu chiar orice. Deci oamenii când îți prezi... Orice să înțeleg oamenii. Scuze, orice să înțeleg oamenii. Sunt anumite proprietăți care facilitează înțelegerea aia. De exemplu, de ce o înghețată nu e ban? Să topește. Se topește. Tu, de exemplu, dacă una din proprietățile banilor era să stocheze valoare, o înghețată se topește. Deci nu. Stochează așa. Bine, poți să spui că o bagi în frigider și conservă de acolo, știi? Nu, ideea era că sunt anumite trăsături ale unor lucruri prin care sunt selectate. Nu știu, e ușor divizibil. Uite, un plug. Da. Un plug nu e... sau o casă nu e ban pentru că nu mai are aceeași valoare dacă o bagi. În timp ce aurul e ușor divizibil, aurul, argintul, se transportă ușor. Uite, Bitcoin zici că... Transportă extrem de ușor, da. Ușor versus aur, da. Aur, adică sunt anumite proprietăți prin care se selectează un mediu general de schimb. Asta e definiția austriacă a banului. Mediu general de schimb. Ideea e că dacă rămânem la troc, e greu să ne întâlnim cu cineva care are ce vrem noi. Așa, banii vrea și A, vrea și B. Deci nu trebuie să, nu știu, trebuie să vând, de exemplu, eu vând lecții de filozofie și trebuie să găsesc, eu vreau o, trebuie să găsesc unul care vinde o și care vrea lecții de filozofie. Păi poate nu e niciunul pe lume. Dar așa la care vrea o, poate vrea o mașină, ideea e că se face schimbul indirect. Și asta fac și banii. Și eu vreau bani și ăla cu o vrea bani. Ideea e că nu... Pentru că dacă am rămâne la stadiul ăsta de bani, dar murim, că nu ne întâlnim. Da, chiar și nici ăla nu mă găsește pe mine, nici... Chiar și între bani poți să vezi diferența asta, nu? Că ai zone economice unde oamenii zic, mie îmi plătești în dolari. Nu am ce să fac cu francii tăi elvețieni. Nu prea sunt respectați, nu-ți doriți aici, am o pierdere. O să fie o greutate pentru mine. Nu poți să-mi plătești în închisoare, în schimb poți să plătești cu țigări, în mod tradițional. Nu știu cum mai funcționează. Asta era ideea, că îți rezolvă ce numesc economiștii dubla coincidență a nevoilor. Deci spuneam, e greu să-l găsești pe ăla care vinde ouă și e interesat de filozofie. Poate nu e niciun. Sau chiar dacă sunt, până îl găsești, mori. Deci nu. Da, uite, vreau să o formulez altfel. Ban este un lucru care simbolizează valoarea între niște oameni care fac un schimb. Nu, practic, ei acceptă o unitate de schimb, țigări sau bancnote sau cripto, pentru că el crede că poate să schimbe, poate să schimbe deci, mai departe. Prioritare... Da. Asta e destul de marxist, nu știu dacă au dat asta cu distinția asta între valoare de schimb și valoare de utilizare. Nu știu dacă au dat-o și clasici. Ideea e că banii îi vrei nu ca să îi consumi, îi vrei ca să îi schimbi. Deci, that's the point. O înghețată nu, când cumperi o înghețată, nu e pentru schimb. Nu, e ca să o consumi direct, să o utilizezi direct. În timp ce banul, dacă ăla chiar e ban, sau când îl folosești ca ban, îl folosești ca să schimbi. Îți intermediază alte... Ok, și după aia, ca definiția a inflației... Nu, dar asta era ideea, că de ce vorbim noi, deși poate că lumea care se uită acum e puțin confuză. De ce vorbim despre zis bani? Mirajul inflației și am început să tocăm despre bani. Păi inflația nu era despre prețuri sau despre altceva? Nu, este despre... creșterea masei monetare într-o economie. Și inflația, așa cum folosim noi definiția, nu este despre creșterea prețurilor sau o scădere a prețurilor, care ar fi o deflație, cum e folosită de lume. Deci inflația este creșterea masei monetare, numărul de unități de bani care circulă într-o economie. Și cum se poate întâmpla chestia asta? Poate să întâmple artificial, cum se întâmplă acum peste tot, în care banii sunt monopol al unei bănci centrale controlate politic de state, care inventează bani. Poate să inventeze ei direct sau poate să dea licență unor bănci să îi creeze prin rezervă fracționară, etc. O să mai ai niște creștere a masei monetare, dar alea o să fie trecătoare. Poți să ai creșterea masei monetare că există niște aporturi de investiții din afară
Și atunci ai mai mulți bani într-o economie și pare că a crescut masa monetară, ajută prețurile să crească. Nu, mi-am dat că era pe standardul aur, ci nu știu. Ca de un, de la un meteorit, o da, chestie exact. Cu aur. Din afară, da. Descoperi, nu știu, pe nu știu, insule. Aur la suprafață, așa, așa ușor așa, de luat. Așa da. Crește masa da. Monetară. Bine, întrebarea e, poate fi și dacă mai folosești aurul ca exact. Bani, dacă e pe toate drumurile. Mai probabil nu prea îl mai folosești. Nu, dar uite, asta a treia chestie pe care am vorbit-o noi în diverse momente, în care masa monetară nu e musai să fie făcută din aceeași chestie. Deci noi zicem să aibă standardul aur. Păi pentru că e greu de minat, e greu de falsificat. Lumea a respectat mii de ani chestia asta. Dar asta nu înseamnă că doar aurul ar fi. Poți să ai o creștere a masei de bani folosiți în economie, pentru că oamenii, de exemplu, crește producția și eu produc mai multe pahare. Și zic, Vali, cumpără paharul ăsta. Și tu zici, păi nu mai am aur. Bine, dăm niște argint. Și practic ajunge să fie folosite în economie și altceva care crește masa, dacă o crește, natural. Nu? Și atunci o să meargă, dar o să zicem un pic mai încolo din nou chestia asta. Practic ai o creștere naturală. Crește producția, crește și cererea, deci oferta, crește și cererea și asta poate să ducă la o creștere a masei monetare. În același timp poate să ducă la o creștere, la o scădere a prețurilor, care ar face practic același lucru. Mă rog. Ok, deci, ca definiție, nu-ți place, ca definiție, inflația ar fi creșterea numărului de bani și supărarea aici este creșterea artificială a numărului de bani într-o economie, făcută prin reglementări, robineți de bani centrali hotărâți de niște experți care zic că o să facem niște lucruri bune. Da, și ce analizează Hazlitt? Ca de obicei, că lucrurile alea bune de obicei sunt pe termen scurt, pe niște grupuri. În caz că există cu totul și pe termen lung toată lumea e mai rău sau mă rog, ar putea fi mai rău. Ideea e așa, ea spune la un moment dat aici că tot așa acordându-le un credit și o benevolență nemărginită, spune că în spatele inflației se găsește o valoare, o eroare. El presupune atunci când spui că e o eroare, spui că e neintenționată. Zice, e o eroare care e o confuzie, zice el. Lumea confuzează, încurcă banii cu bogăția. Că și Hazlitt face trimitere la un citat din Adam Smith care spune că care încearcă să fact-checuiască acest mit, spune fake news. Da, fake news-ul respectiv, spune în felul următor că bogăția este alcătuită din bani sau aur sau argint. Asta e o noțiune populară care cumva își are originile în dubla natură a banilor ca instrument de schimb, cum am spus, și ca măsură a valorii. Să te îmbogățești înseamnă să crești, să-ți crești cantitatea de bani și bogăția și banii sunt pe scurt în limbajul comun considerate sinonime. Dar de fapt bogăția în sine este tot ceea ce este produs și consumat, bunurile de consum și aș spune și de capital, nu doar de consum. Cred că mizeria spune că în primul rând alea de capital, da, că da. Alea, cu alea le faci pe alea de consum. Bunul de consum e la final, o pijama e un bun de consum. Bunul de capital e ața, e ce mai pui pe acolo, materialul. Pânză, da. Ok, deci asta e foarte importantă precizarea asta, că nu ajunge să avem bani, pentru că așa e rezolvat problema sărăciei. Țările sărace, dai drumul la sau scrii masa monetară, deci doar tastezi într-un computer și aia a fost rezolvat. Care e cea mai săracă țară din Africa? Păi nu știu, cu tare. Ok, scrii și
inventați bani. Ea nu mai e săracă, deci în două secunde ai rezolvat... Deci, cum era reclama? Îi fac doar din tastatură, știi? Ori, ce spun economiștii? Că nu bogăția, uite, zicea Hoppe la un moment dat, dom'le, nici om obișnuit nu crede că bogăție, una e să ai un tractor, una e să ai o hârtie pe care scrie acesta este un tractor. De, you are not the same. Deci dacă tu ai o hârtie pe care scrie tractor? Acesta este un tractor, Magrit? Nu înseamnă că ai un tractor. Ai un tractor când într-adevăr ai un tractor în modul real, în bătătură e un tractor. Deci ține pe un tractor. Deci banii nu se confundă, da, banii nu se confundă cu bunurile de consum și de capital. Ce are o țară bogată? Are acele bunuri. Le... Bine, uite, acum stau și mă întreb, deci eu mereu m-am întrebat la chestia asta. Zic, domne, în anii 30, când a fost faimoasa hiperinflație a Republicii de la Weimar, ăia chiar nu știau, eu asta nu reușesc să înțeleg, zic, ăia chiar nu știau, era așa de greu de prevăzut. Și dacă ăia nu știau, vine întrebarea a doua. Bă, da, Stolojan și restul, Văcăroiu, Vodcăroiu și restul, bă, ăia nu știau. Și Sărescu, că tot guvernatorul Băncii Naționale era. Păi, adică n-au când, citit. Da, când i-au făcut pe români milionari în 3 ani după Revoluție, da, de unde înainte aveai salariu de 1000 de lei sau de 300 de lei, nici nu mai știu cât era înainte, mă rog, nu, era 2000 de lei, ceva de genul ăsta salariu. 2000 de lei. Da? Și a ajuns la 20.000, după aia 200.000, după aia la milioane, începeam să umblăm cu milioanele la noi. Bă, ea nu știau. Că și cât a durat chestia asta până au tăiat zerourile? Foarte puțin. Și totuși toată populația a rămas marcată, auzi, tineri, bătrâni, vorbesc în milioane. Și să mai corectează, milioane vechi. De unde, știi, atât de marcant a fost. Da, dacă e nevoie, deci asta spune că astăzi cred că e destul de clar și de diseminat în conștiința tuturor popoarelor, să spunem, și la oamenii de rând, faptul că dacă tipărești bani și bagi în buzunarul populației, nu produci altceva decât sărăcie. Că nu era nimeni mai bogat în 95 luând 5 milioane decât era în 88 luând 2000. Da? Cel puțin nu cred că vreun dintre voi are impresia asta. Din punctul ăsta de vedere... Sunt mai bogați aia, că that's the point. Sunt mai bogați aia unde intră nodurile, unde intră banii prima oară. Aia sunt mai da, bogați. Da, bun. That's the point al inflației, că lovește, nu lovește uniform. Adică nu le dai drumul din avion, ci dai... Da, numai că, prin numai că eu încerc să, da, să zic chestia restul asta. Pierd, că restul pierd, da. Am avut mereu senzația că atunci când s-a declanșat atât criza hiperinflaționistă din 31-32 din Germania, nu, cât și... În 22, Germania. În Weimar? Nu, în 22, dar s-a fondat în anii 20, Republica de la Weimar a dus-o foarte bine din punct de vedere al consumului și economiei în sine. De-abia spre finalul anilor 20 s-a întors, a intrat în declin economic și asta în mare parte din cauza downturn-ului industrial. Și după aia au încercat să o scoată cu politici keynesiste de acolo și au început să tipărească bani. În neștire. Este o întrebare, pentru că uite și Hazlitt își pune problema asta. Dom'le, chiar lumea e și așa frere, adică și ține Hazlitt chestia. Spune, tocmai chestia, asta zic, că Hazlitt zice că există inflaționiști naivi care chiar cred că dacă tipărește guvernul bani, îmbogățește pe toată lumea. Eu nu pot să cred că mai nu sunt cred, nu cred. Astăzi, decât aș putea spune, nu știu, socialiști cu facultate sub 20 de ani. Nu, ăia care susțin UBI și restul cretinătăților. Nu, ăia care susțin sincer UBI. Nici leg. E destul de înțeles argumentul ăsta. De unde cred că se trage chestia asta? Există o credință pe lume că dacă te obligi să zâmbești, creierul o să zică, a, ceva se întâmplă benefic, nu o să te mai simți trist.
Eu cred că oamenii ăștia cred că, deci, ai pe de-o parte producția care ar putea să crească masa monetară, ei zic, păi atunci merge și invers. Hai să crește masa monetară, o să pornim producțiile alea mari. Asta e unul din argumente, păi, să, da, să țină, păi, să, nu, țină, cred că argumentul să readucă producția. Da, în... cred că argumentul central al keynesiștilor, adică alea stau, sunt inerte, oameni, capital sunt, și vine PNR-ul, își dă un bobărnac, știi? Prin politici monetare sau statul, prin politici fiscale, știi? Uite, explodează, ce să facem? Ce fac românii? Ce fac aia? Păi stau în cărciumă să uită la meci. Ia fă tu 5 piramide. Îi plătești bine? Și ideea e că în agregat, gata, te scoți, știi? Ori austriecii punctează. Nu, domnule, efectele sunt că distorsionează producția, investește în niște chestii aiurea că le-a crescut prețul artificial, scade puterea de cumpărare. Asta cred că e cel mai important, scade puterea de cumpărare. Adică omul vede că avea niște economii și s-a ales cu nimic. Mie îmi place că Hazlitt explică chiar aproape băbește cum se absorb banii ăștia. Că ok, au crescut, dacă tu faci niște bani și n-ajung în economie, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă inflație, nu crește masa monetară, că sunt parcați undeva, tu i-ai printat, dar nu se întâmplă nimic. Ce se întâmplă în realitate? Păi, în primul rând îi primesc cineva. Cineva care zice, am acum un proiect să fac o piramidă, deci ceva aparent, complet aparent inutil, și zice statul, bineînțeles, ia banii ăștia, sunt fresh, uite, miros. Ar fi bine nou să fac o piramidă, până la urmă un lucru... O, interesant. Interesant. Adună energie pozitive. El îți face PNR, știi? Da, exact. Ok. Și cum se absorb banii ăștia? De ce? Păi în primul rând ai, nu ca o definiție de asta economică sănătoasă, în care ai mai mulți bani care urmăresc același număr de lucruri. Pentru că producția nu este așa elastică ca producția de bani. Ea e elastică, dar producția, dar nu e la fel de bani, e de azi pe mâine. Exact. Nu e la fel de elastică. Nu crește atât de... Plus că, dacă se absorb, s-ar putea să nu crească producția deloc. Pentru că explicăm imediat curând. Dar ideea era, la botul banului, cum se absorb banii aia. Păi, câtă vreme cineva încearcă un pic să crească prețul și alții au bani din ăștia ieftini, pentru că ce înseamnă bani ieftini? Eu am bani primiți fără să muncesc mult sau deloc pentru ei și utilitatea marginală a banilor ăstora primiți este foarte mică. Nu simt, nu bag mâna în foc să-i scot ca în pilda aia, da? Atunci eu o să plătesc prețul ăla un pic mai mare. Și ăla o să... ok, ajungem în lanțul ăla. Nu, eu mă gândeam că poate nici n-au crescut bunurile, știi? Deci tu ai primit banii aia noi și aia, da. Bunurile sunt o înghețată, tot un leu și ceva cost. Atunci trebuie să facem explicația. Hai să facem explicația. Hai să facem explicația. Dacă ai 3-4, uite, mă gândeam că în carte sunt 4 grupuri, dar aici putem să facem cu noi 3. Ok. Că așa merge la îndoti, da? Fiecare dintre noi produce altceva, diviziunea muncii, și cineva totuși primește banii nou creați. Să zicem că Vali, ca să mergem așa. Bine. Poate. Accept. Această pravilă. Bun. Deci eu care fac opinci primesc un contract de la armată să reîncalți dorobanții cu opinci. Și, prin urmare, armata se hotărăște să mă plătească mergând la banca centrală și scoțând niște bani care nu existau înainte, da? Eu, acum, primind acești bani noi, eu mi-am vândut opincile, m-am trezit cu niște bani noi. La mine a crescut, atenție, la mine a crescut deja cererea, pentru că eu înainte făceam opinci, vindeam pe piață, da? Dar a venit armata și a luat opincile respective, înseamnă că eu le-am și vândut cu mai mulți bani decât înainte. Am mai mulți bani decât aveam înainte, da? Înainte să zicem că luam o curea de la Costel și un... nu știu, zi ce vrei să produci tu. Eu vreau să produc drumuri, dar nu, lăsați. De ce nu? Drumuri. Așa, și un cojoc de la Alexandru. Da, ok, bun.
E, acum șapcă. Că am bani mai mulți, o să iau două curele de la Costel ca să am că rezervă și două cojoace de la Alexandru. Eu am banii ăștia, da? Costel înainte avea, el vindea o curea mie, vindea o curea lui Alexandru. Dintr-o dată, eu vreau două curele, Alexandru tot vrea o curea, da? I-a crescut cererea. Dacă i-a crescut cererea lui Costel, înseamnă că el poate să crească prețul. Da, dar stai puțin. Înainte de chestiile astea, că ajungi imediat acolo. Dar ideea e, în primul moment, tu ai banii, tu poți să cumperi la prețurile normale. Noi n-am primit informația că există mai mulți bani în economie. N-am văzut că se învârt mai mulți bani pe acolo. Și tu cumperi la prețuri de dinainte, să zicem, dinainte de acest T0. Păi deci da. Tu poți să cumperi, da, dar am vrut să o precizez. Tu poți să cumperi multe lucruri pentru că prețul este ăla dinainte. Casă, își cumpără case, știi. Mă rog. Nu, da, ideea e să păstrăm exemplu, că el de ce își crește prețul? Pentru că dintr-o dată eu am venit și am luat două curele și când mai vine Alexandru să mai ia o curea, el se uită pe stoc și zice, păi da, stai puțin, înseamnă că acum e cerere pentru trei curele. Eu mi-am luat două curele la prețul vechi, da? Dar el vrea să dea următoarele curele la prețul nou și luna viitoare când venim, eu vin și mi-a iau două curele, văd că cost mai mult și Alexandru vede și el costă mai mult și trebuie să-și ia și el cureaua lui, asta e. Statul ar trebui să-și ia niște curele pe spinare. Fără îndoială. Asta e, dar ideea este că dintr-o dată și acum la Costel ajung prețurile noi, da? Da, Alexandru, căreia i-a crescut costul vieții, să nu mai spunem că toți cumpără și opinci de la mine, da? Opincile mele, odată ce a intrat statul pe filieră și mi-a luat jumate din producție cât era, da? Și prețul opincilor mele crește considerabil și crește pentru ei, care trebuie să-i plătească în banii vechi. La și prețul nou, da. Și acum, practic, Alexandru, care până acum cumpăra curele și opinci la un an preț, acum se vede forțat să le cumpere la prețul nou, da? Eu încă n-am crescut prețul. El încă, neajungând banii și la el, da? Dar Costel, să zicem, cumpăra cojoace de la Alexandru. Costel acum are mai mulți bani dintr-o dată, că vinde curele mai scump. Vinde curele mai scump, se duce la Alexandru și zice, ia mai dă-mi o dată la două luni mai dăm un cojoc. Adică, hai, nu o dată pe lună încă un cojoc, o dată la două luni mai dăm un cojoc. Și dintr-o dată ajung și la Alexandru banii în plus. Acum, teoretic, care e... Sunt două lucruri care s-au întâmplat aici. Până când s-au împrăștiat toți banii ăștia prin economie de a ajunge și la Alexandru, care era ultimul la coadă pentru ei, da? Eu am cumpărat încă la prețurile vechi, da? Eu, având mai mulți bani, prețurile fiind la fel, cererea mea marginală pentru anumite lucruri a crescut. Prin urmare și cererea totală a crescut. Crescând cererea pe măsură ce eu introduc banii ăștia în economie pentru că îmi permit să introduc, încep să crească prețurile în jur. Da, întâi cresc prețurile ăla cu care eu am cel mai mult transfer, după aia cresc prețurile la următorul cu care am eu și ăla căreia i-am dat eu bani. Adică banii ăștia se propagă și dau semnale de creștere. Teoretic, dau semnale de creștere a producției. Asta e partea a doua pe care Hazlitt nu o discută foarte mult în interiorul acestor capitole. Pentru că, pe de o parte, în prima fază, doar uitându-ne pe circuitul banilor, eu am acumulat mai multe produse, cumpărând la prețurile vechi cu banii noi. Această acumulare de produse este făcută în defavoarea lui Costel și al lui Alexandru, da? Mai departe, Costel, la un moment dat, el fiind primul pe lanțul care se varsă banii, discutăm în continuare doar de vărsatul banilor, Costel acumulează mai multe produse pe spinarea lui Alexandru. Într-un final, atunci când banii ajung și la Alexandru,
începe drumul invers. Începe drumul invers, asta presupunând că nu mai există altă inflație. Drumul invers, tendința inversă este în felul următor. Când îți crește prețul, este un semnal că ai mai multă cerere. Tu dacă ai mai multă cerere, există loc să crești producția. Câștigi mai mult vânzând, deci vânzând două paltoane la 10 lei, paltonul, câștigi 20 de lei, da? Dar dacă vinzi 3 paltoane la 7 lei paltonul, câștigi 21 de lei. Da? Cam acolo e breaking point-ul. Dar evident, dacă îl vinzi cu 8 lei, cu 9 lei, câștigi mai mult. Da? Bun. Dar ăla e punctul de oarecum echilibru. Da? Bun. Deci, atunci când apare o cerere mai mare și tu crești prețul în prima fază, noi am spus cu niște capitole în urmă că prețul este un semnal să mai intre lumea pe piață, să mai... De ce? Crește profitul, da? Să mai produci. E un semnal să mai produci. Dacă produci, o să-ți scadă prețul. E adevărat asta, da? Pentru că apare competiție și nu știu, aici deja nu mai discutăm de noi trei, un univers de noi trei, ci de cu mai mulți producători, da? Bun. Și crescând producția, prețul o ia din nou în jos, către un alt punct. Practic, ce se întâmplă însă? Cererea inițială, creșterea inițială a cererii este artificială. Ăsta este lucru care e deținut minte din partea asta a inflației, da? S-a generat o cerere de 5 care a intrat și a ieșit de pe piață, dar ea nu este sustenabilă. Eu poate că mi-am mărit capacitatea de producție ca să pot să plătesc, să pot să dau bani, să pot să livrez opinciile astea la stat și să mai pot să mai vând și ăstora din economie, că vorba aia poate mai vrea lumea să se mai încalțe, da? Bun. Dar eu am rămas cu capacitatea asta crescută, am rămas și cu prețurile ridicate. Pe când cererea de opinci nu mai există. Că era statul plus piața. A existat pentru un moment. Da? Și s-a introdus această... Și statul m-a păcălit, practic. Pentru că, de fapt, ideea este că chiar dacă eu am câștigat în punctul 1, după aceea eu pierd. De ce? Pentru că stau cu opinciile alea pe stoc. Și hai să zicem că opinciile în sine nu sunt o problemă foarte mare. Deși am angajat muncitori care să facă opinciile alea, poate că am angajat capital, poate că am angajat nu știu ce. Dacă în loc de asta eu doar am vândut la stat și nu mi-am menținut o prezență pe piață, păi dintr-o dată prețul la opinci pe piață crește și poate să-mi intre concurență acolo. Și poate că nu era loc de concurență acolo, pentru că piața în sine susținea numai un anumit număr de opinci și acum noi ne batem pe piața înjumătățită și la un moment dat unul dintre noi o să dea faliment sau oricum o să ducă mai rău. Deci eu practic m-am bucurat de o bunăstare de moment, dar după aia piața în absența unei noi injecții inflaționare, piața se liniștește, se așează înapoi la tendințele de dinainte. Banii ăștia sunt vârâți în economie, prețurile au crescut, au distorsionat motivația de oamenilor de a intra pe piață, de a capitaliza, de a schimba fluxul de producție, dar cererea în sine, cererea reziduală, tot aia e. Ea revine la... Deci, noi o să tindem... Fac un grafic, ca Dragnea. Deci ai unii care primesc niște bani și după aia ai unii care primesc niște bani și prețurile se absorb până la urmă și la ăștia, la alți marginali, pentru că economia toată e legată între ea, inerent, pentru că altfel nu e o economie. Da? Deci de-aia eram doar noi trei, în care făceam niște schimburi, că suntem legați între noi. Unii primesc niște bani și după aia se absorb banii, cum am explicat mai devreme, se absorb banii în restul economiei. Odată ce s-au absorbit banii și se face echilibru ăla de care există adineori, nou echilibru, sunt niște chestii care s-au întâmplat. Producția a crescut numai ție, dar eu nu mai cresc, eu ultimul care am venituri mai mari
dar puterea de cumpărare e aceeași, că e tot de echilibru, eu nu am semnal că pot să câștig, deci eu nu o să cresc producția. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ăștia de la început care au cumpărat la prețuri vechi, au un câștig relativ la ăștia ultimii din economie. Practic, e un tot timpul când se face inflație, unii primesc un transfer de bogăție. Și bogăția nu e doar pentru că sunt bani, ci, ce ne-a explicat și Hazlitt, bogăția stă în bunuri de capital sau de consum. Mă rog, că până la urmă trecerea de la bunul de capital la consum e foarte rapidă. Tu poți să ai o mașină cu care produci, dar mai și consum din ea, te duci la în vacanță. Whatever. Da? Deci ăștia care primesc prima oară banii câștigă și transferul ăsta nu se egalizează niciodată. Ăștia de la pierzătorii în urma inflației nu primesc niciodată restituție, chiar dacă s-a echilibrat. Răsuflă ușurați că nu mai cresc prețurile. Dar ce li s-a furat în timpul de tranziție al inflației rămâne bun furat. E ideea care noi am cumpărat mai multe chestii, nu? Cumpărăm mai multe chestii banii, și tu n-ai apucat să cumperi mai multe. Da. Nu, și plus, au crescut prețurile. Exact. În timpul tranziției, unii câștigă, de exemplu, tu câștigi, ca să simplificăm, tu câștigi că primești banii. Costel nu câștigă că au crescut prețurile și el e în punctul de echilibru. Eu trebuie să cumpăr toate chestiile în punctul de echilibru, dar eu sunt sub absorbirea inflației. Nu crescut prețurile, da? Numai... Bine, mie mi se pare că Valii avea în vedere scenariul în care pierde și el. Pierde, adică și el, da, niște interesant. Semnale false. A cumpărat tot felul de mașini, de utilaje. Asta a rămas cu ele. Asta voiam să zic. Da. Și cum se rezolvă chestia asta? Se face un complex militar open car, care după aia statul tot îi dă lui bani. Și nu pierde, pentru că îi susține producția mare de opinii. Asta mă gândesc, că uite și poziția austriacă. Deci asta. Ăla primul câștigă, știi? Ăla primul înțepat, da. Unde intră banii primul. Câștigă atâta vreme cât statul continuă să pompeze, eu am spus. Nu, cred că și dacă nu continuă, poți face un calcul să vezi, da, frate, ai și pe plus. Dacă tu știi... Să oprește plusul. Nu, dacă, ce vreau să spun. Se oprește, dar eu zic calculul... Iese, cu indexare, cu tot ce vrei. Pe termen scurt, ieși automat pe plus. Pe termen lung, nu neapărat. Dacă se oprește inflația... Când vezi că nu mai ai cumpărat statul o pinci, dar ideea e doar injecția. Păi nu, că asta încerc să spun, că pe termen lung, dacă eu am vândut, deci eu am o producție. A fost o pleașcă. Măcar ca subvenție. Eu am înțeles că aia a fost o pleașcă, dar să mai spun o dată, eu am o producție, da, am un nivel de producție. La un moment dat îmi crește cererea. Acum ne uităm din punctul de vedere al antreprenorului. Îmi crește cererea foarte mult pentru produsul meu. Eu nu am cum să cresc producția. Deci ori vând, ideea e că eu producția mea o vindeam pe piață, acum o vând la stat. Dacă eu am ignorat piața în timpul ăsta, prețul pentru produsele mele va crește, da? Pentru că cererea de pe piață rămâne relativ constantă și atunci o să-mi apară concurență pe piață. Dacă eu, în schimb, mă apuc dacă și tehnologizez liberă. Astfel încât să... Deci ideea e așa, dacă eu știu cu statul cât îmi bagă, cât o să fie pleașca, eu pot să fac un calcul în punctul ăsta de vedere ca să îmi cresc producția la jumate și să o dau deci, înapoi, poate, știi? Și poate să rămân. Poate ești pe plus, asta vreau să zic. Poți să ies. Chiar dacă vreau să concurența aia, ok, te mai faultează puțin. Dar ți-a dat statul atât de mult încât... Deci ai vândut, să zicem, 1 miliard de opinii. Nu, deci eu pot, dacă sunt atât de înțeles cu statul, pot să ies pe plus ușor, dacă știu când începe și când se termină pleașca. Pot să-mi fac un calcul astfel încât să cresc producția și să o scad, să nu permit concurență. Și pe termen lung rămân cu pleașca de bani, e ok. Altfel urmează să mă afecteze și pe mine. Da. Da. Dar cum câștig relativ, rămâi. Da, asta da, adică nu mai ești miliardar, deci multimilionar. Adică... Da. Da, ca putere de cumpărare. Dar ideea e că am stricat ideea care o menționează Hazlitt doar întreagăt, dar asupra căreia merită să ne oprim, este că am stricat structura sănătoasă a producției. Nu, îți dă niște semnale false, nu pierde doar Valii, pierd și ăia, să zicem, care se bagă. Ăia pierd la toate nivelurile, de acord.
Da, îmi place cum zice Hazlitt, zice că toți ajung la venituri mai mari, dar producția nu crește. A, crește lui capacitatea, poate îi crește capacitatea de producție. De aia micii care se mai bagă și ei. Tu zici că ăia care se bagă da, și se mai ei... bagă unii în plus, ia să fac copii, ce uite, de a pentru că, pentru că cererea a crescut artificial, deci nu ai cerere. Statul zice, nu mai cumpăr și l-a mobilizat deja, angajat oamenii, nu știu ce, a dat anunțuri. Exact. Stai că nu mai am cerere. Mai uite, și uite cum dintr-o dată dai peste falimente provocate aia. Ăia mici dau faliment, sac. Știi, da. Cum se, i-a încurcat, adică. Cum ne rămâne aia mai? Mai ai tot felul de variante odată ce ne lămurim care e principiul. Poți să îți imaginezi că intră unii și să zicem că nu dau faliment, dar nici n-au câștiguri. Din ce cauză? Că ai prețul de echilibru mai sus. Deci el primește semnal, ia uite, ăia câștigă, hai să fac și o pinci. Se apucă și face o pinci, dar după aia când se potolește inflația, se face punctul de echilibru, el n-are putere de cumpărare din cauza că face o pinci. Nu pentru că nu s-ar vinde. Să zicem și asta, să zicem că oamenii zic, ia uite, acum sunt o pinci mai ieftine. Încep mai mulți oameni să-și cumpere o pinci, nu mai umblă de sculți. Whatever. Și își cumpără o pinci. Și ăsta, totuși, s-ar putea să nu facă profit. Din cauza păi, că nu face tocmai din cauza la semnalul ăla fals. Deci, așa mă gândesc. Deci semnalul fals este că... El și-a făcut planul cu o pincă la 5 euro. Acolo e... Nu. Dacă o ajungi la 2 euro, păi eu am avut costuri de... Dar nu neapărat. Noi vorbim de putere de cumpărare. Ea poate să rămână 5 euro și... Deci zici, eu astăzi, dacă fac la 5 euro, câștig 1 euro, whatever, la o pincă. Da? Când, dacă, momentul... dacă 1 euro îmi luam 5 pâini... Da. Pe când în poziția inflaționistă, cu 1 euro nu mai au decât un colț. De pâine, exact, da. Deci tu tot 5 euro ai prețul, numai că puterea de cumpărare scade când se egalizează prețurile. Deci tu zici, îmi rămâne 1 euro, câștig. Foarte mișto. După aia când se egalizează, opincile sunt tot 5 euro, dar profitul tău în putere de cumpărare e mult mai mic. A, deci chiar dacă rămâne cererea, ca să zic așa, nu? Da, da, da. Chiar dacă produci cerere și zici, ia uitați câte opinci să fac. Da, dar profiturile sunt... Profiturile sunt mult mai mici, da. Pentru că a scăzut puterea de cumpărare la acel euro. Da. Yes. Very good. Da, e important asta de precizat și cu producția. Da, a zis bine, Val, că nu prea insistă Hazlitt așa mult. Deci îți distorsionează și producția. Te păcălește. Asta e istoria austriacă a crizelor în care el nu intră aici. Îți dă impresia, uite, când îți cade artificial rata dobânzii și tu faci case... Un proiect care nu era profitabil devine profitabil. Deci dacă rata dobânzii era 8, nu era profitabil. Dacă statul prin tipărie de bani pasă la 4, devine profitabil. Ce încep să faci? Păi ce faci când scade un cost de producție, știi? Faci mai multe case, știi? După aia, asta nu poate să... Bine, dar o schiță scurtă. Ideea e că n-ai cerere. Ai milioane de case în Madrid pentru care nu există cerere. Rămâi cu ele, știi? Și asta e criza, de acolo pleacă problema. N-ai cerere. Ăștia au oprit. Pentru că s-a schimbat, o afacere artificială? S-a schimbat structura producției. E ca la fondurile europene. Chestia aia, frizeria aia trăiește cât timp dă UE bani. N-a mai dat UE bani, s-a terminat. Bine, cineva poate să... Păi și de ce nu dă UE la infinit bani? Nu poate că, uite, ajungi ca în Venezuela sau... Nu mai folosesc oamenii banii. Deci dacă tu dai la infinit, se întorc oamenii la troc, știi? Dacă aia nu mai valorează nimic. Dacă hârtia din care e mai scumpă decât... Sau să folosească pe o piață gvazi neagră alți bani. Da. Care își păstrează cât de cât puterea de cumpărare. Da. Adică nu poți avea un perpetuum mobile, că asta, în discuția asta despre crize, apare și problema asta. De ce să nu tipărim la infinit? Uh-huh. Ok, tipărești la infinit, dar ne întoarcem la barter. E rău, și de ce e rău să ne întoarcem la barter? E rău de ce ziceam, că nu mai e acea dublă coincidență a nevoii, nu mai rezolv problema aia. Da, e rău. Nu știu dacă mai avem ceva la inflație, nu? Cam asta era. Mai spune... Deci care era problema? Scade puterea de cumpărare, lovește... E o redistribuție de avuție, nu? De la ultimii la primii. Uh-huh, deci Alexandru se trezește cu niște prețuri nesimțite. Vali, care era primul nodul prin care intrau banii ăștia de la stat, e într-o poziție simțită, într-o poziție bună.
El cumpără cu banii cu prețurile vechi, la prețurile vechi. Uite, există o chestie. De multe ori se vorbește la finanțe despre viteza banilor. Da? Și viteza banilor în discuția asta despre inflație nu ți-ar face decât să-ți dicteze cât de repede să absorbi banii. Da? Pentru că viteza e limitată de niște lucruri relativ naturale. Cât de elastică este redimensionarea unei producții, cât de elastică este schimbul prin care oamenii primesc schimburile de bunuri și servicii, prin care oamenii ajung să primească salarii mai mari, până ajung să ceară salarii mai mari. Multă vreme doar aș speră, știi că oamenii speră mult. Hai că o să mai scadă prețurile sau ceva, nu știu, o să se întâmple, să facă guvernul ceva. Da? Și lucrurile astea durează. Sunt niște lucruri naturale. Ele pot să meargă mai repede sau mai încet, dar astea nu pot fi reglementate. Se întâmplă după contextul local. Da? Așa e viteza banilor. Mă rog. Bun, ar mai fi niște lucruri de zis aici, și anume faptul că de ce nu poate UE să plătească la infinit. Și noi ne întrebăm astăzi... Răspunsul e că poate. Și noi ne întrebăm astăzi cum o să se termine toată bula asta inflaționară pe dolar în clipa de față, dar trăim cumva cu impresia și există mai mulți care au generat niște teorii economice a unui șarpe care își mănâncă coada. Naive, să fim caritabili, sunt naive. Care nu au ceva din fizică cuantică la mijloc și o rezolvă așa naivitatea lor, da. Care spun în felul următor că uite, poate. Deci SUA poate să printeze la infinit. Am mai făcut noi referință la petrodolar și la alte asemenea chestii. O să discutăm mai pe larg cu altă ocazie ce e petrodolarul și de ce discutăm despre el în termenii ăștia. Dar nu e nici acolo așa și Hazlitt dă un citat aici. E adevărat că el probabil l-a luat înainte să vadă cât de mult se poate duce termenul de îndatorare al statului. Adam Smith spune așa că atunci când datoriile naționale au fost acumulate într-o asemenea măsură, nu a existat nicio instanță în care ele au fost plătite pe de-a întregul și eliberarea națiunilor de aceste datorii a fost făcută printr-o formă sau alta de faliment, ori printr-unul asumat, ori printr-unul real, dar în mod frecvent ascuns, ca și cum ar fi o plată de genul ăsta. Și aici mă gândeam că dacă vrem să vedem exemple de genul ăsta în lumea reală, putem să ne uităm la Grecia, la Italia, la Spania, la țările care au fost super îndatorate către UE, cu grad foarte mare de îndatorare. La un moment dat, FMI, inclusiv România, când a luat împrumuturi de la FMI, a venit FMI-ul și a zis: aici faceți așa, 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 așa. Dacă mai vreți bani. Dacă nu mai vreți bani, nu știu, vă descurcați, dar eu cred că mai vreți bani. Om părinte, așa. Și dacă stăm să ne gândim la nivelul... Și dacă stăm să ne gândim la nivelul echivalent de pe piața unor particulari, da? Ăla e momentul în care îți vin creditorii și îți spun ce să faci tu cu afacerea ta. Cam ăla e momentul în care ai dat faliment, practic. E o formă de faliment. Deci când nu mai ai controlul tu asupra afacerii, ai pierdut controlul. Asupra afacerii au venit ăia cărora le datorezi bani să-ți spună ce să cumperi și cât să cumperi. Cum le plăteai la Adam Smith? Cum zicea că le plătești? Niciodată pe de-a întregul. Zicea că nu le plătești niciodată pe de-a întregul și le plătești prin faliment. Da, e o formă de faliment care e fie recunoscută ca faliment asumat,
Nu se poate. Statul da faliment? Sau ce? Păi teoretic statul, teoretic statul nu a dat faliment niciodată, dar Argentina a existat această metodă de a da servicii contra unei plăți, știi, de a accepta resurse, cedare de suveranitate asupra propriilor politici. Asta era. Da. Yeah. Da. Care e o formă de răsplată, știi? Asta e ascunsă că nu, că e ca și cum e în locul unei plăți, uite, dăm contractul cu tare, în locul nu știu ce, dăm OMV-ul sau chestii de genul ăsta. Uite, ca slogan pe partea de discuție de inflație ai impozitarea este furt din prezent, inflația este un furt din viitor. Da, și pune Hazlitt aici că istoric vorbind, inflația a afectat mereu pe cei săraci mai mult decât pe cei bogați, în mare parte pentru că cei săraci fiind muncitori pe persoană fizică, la ei au ajuns cel mai târziu. Da, inflația îi lovește pe cei mai săraci. Să se absoarbă. Adică în costul muncilor, da? În costul, care e produsul tău? Produsul tău este munca, da? Păi salariile muncitorilor cresc ultimele. O chestie crucială, să nu uităm, să o povestim, să o repunem, că astăzi nu ai bani pe o piață liberă. Banul fiind un bun care e folosit ca mediu de schimb, el o să se supună cererii și ofertei. O să vedem la economisire imediat. Și ce se întâmplă astăzi în toate statele? Banii sunt monopol ținut forțat de stat și controlat prin câte o formă de bancă centrală. Da? Nu poți într-o piață liberă a banilor, ai putea să ai creșteri uneori care s-ar lovi în scurtă vreme de falimente sau scăderi de masă monetară dacă nu corespunde unei producții. Păcând astăzi statul îți injectează, vrei nu vrei, bani și apărarea pe care o în economie. Și apărarea pe care o fac mulți este: păi vrem să fie ordine, voi ce vreți să fie haos, trebuie să avem un standard. Păi, sunt două lucruri diferite. Tu ai spus standard, noi spunem piață liberă. Ele nu se exclud. Poți să ai foarte bine un standard, lumea o să zică ce fel de bani sunt ăștia. Sunt bani recunoscuți? Cum știu că sunt recunoscuți? Păi au un certificat ISO. Glumim, da? Au ceva, o certificare. Faptul că-ți ținuți forțat de stat ar putea să fie o formă de certificare, dar să nu aibă extra puteri, că asta mai zicem noi când vine vorba de statul minimal. Ok, tu vrei să fii arbitru, să certifici, ești doar un ștampilator, care deja e putere prea mare, că poți să nu ștampilezi. Dar statul are aceste puteri date de oameni, pentru că li se pare că e ca în copilărie, dacă primesc cu tare, trebuie să și dau. Mă rog. Ideea e că statul are prea multă putere când poate să umble la bani. Dacă sunt date de oameni, mai degrabă sunt luate. Sunt luate da. Nu știu dacă am votat să existe ASF-ul sau ai votat vreodată, nu? Ba chiar am mai zis noi când în BNR-ul, la Constituție poți spune. Exact, în Constituție îmi scrie că nu poți să votezi pe lucruri financiare. Pe taxare, nu? Da. Nu, și financiare. Nu poți să votezi tu. Eu vreau să folosească și alți bani. Eu vreau să nu se printeze. Eu vreau să nu se îndatoreze statul fără referendum. Figuri din astea. Știi că mai întreabă lumea: dar ce putem să facem astăzi? Uite, asta putem să facem. Da, astăzi să pui în Constituție, din da, ideile da, posibile. Să... Cred că și UE susține. Ce anume? Asta cu datorarea asta. Nu e asta. A, că sună bine. Doar. Nu, a și fost mult timp, nu? Deficitul... Păi, adică uite, ideea asta lui Buchanan, știi, să pui în Constituție să nu faci mai mult de... Uite, aici avem al treia, asta lui Buchanan, mi se pare că oarecum le leagă, și avem al treilea lucru despre care ar trebui să discutăm despre inflație. Majoritatea lumii
nu are o problemă cu inflația per se. Are o problemă atunci când inflația e prea mare. Zice, nu, că e inflația mare, uite, și se bulucesc prețurile, se... Adică n-apucă să cumpere ei, n-apucă da. Să absorbă și veniturile crescute. Bine, confuzia este dată, este dusă de așa natură, încât în terminologia mainstream nici măcar inflația nu mai este ceva legat de creșterea masei monetare, ci se spune direct nu că a crescut indicele generale a prețurilor. Asta e inflația, creșterea generalizată a prețurilor. Care e doar o consecință. Unii corectau pe alții pe Twitter, uite, urmăream niște conversații, ziceau unii, nu, ai inflație prin masă monetară. Deci definiția austriacă e greșită. Deci sunt unii care au senzația că, domne, fără inflație nu poți să ai creștere economică sau că ar fi foarte greu de gestionat creșterea economică. Păi, deci ai două tabere, da? Sunt ăia keynesianiști care au senzația că creșterea economică e condusă de către stat și dacă nu e statul care să dea bobârnacele alea de care spunea Costel, nu crește, pesimist, nu crește. Lumea e chestia asta psihologică. Lumea e, nu, vezi, un om nu, trist. Nu e pesimistă, e tâmpită. Așa. Asta ar fi una dintre părți, ceea care cred că, domne, dacă nu își bagă statul coada, nu crește economia. Deci ăia sunt la doi pași de economia planificată, de asta spun că sunt împiți, că economia planificată am mai încercat odată și nu funcționează. Nu odată, de mai multe ori pe lumea asta și a dat în foamente de fiecare dată. Da? Bun. Dar tu nu o mai faci direct, ci o faci doar aruncând cu bani. Nu, ești la fel de... Bun. Asta ar fi o pătură. Și cealaltă pătură spune, nu, nu, e adevărat că economia crește de la sine. Statul poate însă să accelereze creșterea asta, asta e o altă pătură, ok, pe ăștia îi lăsăm în pace, sunt confuz, sunt undeva la mijloc. Dar sunt aia care spun, nu, dacă n-am avea inflație, dacă n-am avea creștere de masă monetară, ar scădea prețurile și dacă ar scădea prețurile și eu eram în această tabără da, până... Keynesian, tot keynesianii. Da, hai. Da. Dar și eu eram în această tabără până în urmă cu vreo 2 ani când am avut niște discuții lungi și mi s-au lămurit lucrurile exact pe subiectul ăsta. Ziceam așa, domne, într-o lume în care nu-ți crește masa monetară, creșterea economică are îți face presiune deflaționară asupra monedei. Prețurilor. Da? Prețurile îți scad, da, presiune deflaționară în sensul de scăderea prețurilor, mulțumesc. Îți scad prețurile și prețurile scăzând începe să se propage o scădere a prețurilor în toată economia. Dintr-o dată, ziceam eu, nu mai poți să mai măsori profitul. Ca lumea. Pentru că noi măsurăm profitul în termen nominal, da? De la un an la altul. Anul ăsta am făcut mai mult decât anul trecut. Am avut creștere. Da? Și să concep să se complice lucrurile. Și eu duceam chestia asta până mai departe în mod eronat. Din nou, duceam chestia asta până mai departe la sensul, la ideea că o să fie mai bine să stai pe bani pentru că banii se apreciază. Dacă economia crește, neluând în calcul faptul că dacă tu stai pe banii scoți din circuitul economic și în felul ăsta e practic ecalizezi toată șandramaua aplicând o presiune în sens invers față de deflaționare. Aveam senzația nu, că e exact eroarea de care vorbeam în trecut, în care vedeam economia ca fiind o chestie care se autoalimentează, un sistem cu feedback pozitiv, în loc să înțeleg că e un sistem cu feedback negativ. Atunci când faci ceva, în interiorul acelei acțiuni ai aproape toți factorii motivanți care opresc acțiunea asta din a se perpetua la infinit. Da? De exemplu, dacă tu nu mai consumi banii, nu mai îi retragi din economie și nu mai intri, o să mor de foame. Și o să intre bani în economie că se presupune că urmașii și moștenitorii tăi exact. Învață de la tine să nu facă asemenea tâmpenii. Da? Bun, deci ideea în sine e asta, că lumea consideră că
Dacă nu ai o inflație care să fie ajustată cu creșterea economică, o să dea peste cap calculele de profit și pierdere ale tuturor antreprenorilor, o să fac calculul antreprenorial mult mai dificil și putem să dăm într-o criză pentru că lumea nu e pregătită pentru așa ceva și atunci hai mai bine să punem că, teoretic spun ei, această inflație este net zero. În sensul că ea nu are altă funcție decât să țină prețurile la același nivel, ca să îți poți gestiona calculul, e o viziune mecanicistă asupra lucrurilor, ca să-ți poți gestiona calculul profitului în termeni echivalenți de la an la an. Sau normale, adică te uiți tu, am vândut, am un costuri de 4 și am vândut la 5, prin urmare am câștigat. În timp ce într-o chestie deflaționistă, că ăsta e argumentul keynesian, păi dacă scad prețurile, cum aș face la calcul? Da. El are costul de 4 și vinde cu 3,50. E răspunsul austriac, e și ce dacă ai 3,50 sunt mai puternici decât 4. Valorează 5. Aha. Da. Pentru că e vorba de eroarea despre care am discutat la început, confunzi bogăția cu cantitatea cu monetară, cu cifrele. Plus că nici scăderea n-a fost așa, dacă te uiți la secolul XIX, nu a fost așa, știi, să zici că ai aulul, era la încurcat, mai ai făcea calcule sefiste, nu era niciun calcul sefist. Plus că tu câștigi din, dacă ești iPhone, chiar dacă scade prețul, tu tot pe profit ești, uite, ăsta alt argument contra. Deci chiar dacă sau la laptopul sau la nu știu ce, a scăzut prețul, nu mai patronul, nu mai că. Păi nu, câștigă din economie de scală, știi? Plus că premiza este, ar fi ideal 2%, cu toate că la câți bani s-au injectat acum se plimbă ideea că poate ar trebui să fie 3%. Ideea de bază, toată lumea a auzit-o, o inflație bună e 2%. Asta pleacă de la premiza că producția globală, dar producția mea, nu mă întreabă nimeni, omul uitat, producția, dacă nu crește 2%, deci dacă ar crește 2% în agregat, banii nu se absorb egal în agregat, am explicat mai devreme. Dar și dacă ar crește 2%, dar ai tot felul de lucruri, îți dă busul o furtună, se întâmplă schimbări climatice, n-ai crește, poate nu ai creștere de 2%, cât zic ei, că am observat că e cam 2%. Uneori e 1, uneori e 3, la modul global ai creșteri de 2%. Poate n-ai creșteri de 2%, poate ai creșteri de populație și n-ai creșteri de producție. Ai alte forțe, totuși dacă cineva îți face inflația asta, că e el expert, îți impune o chestie de asta, uite, îți dă peste cap echilibru economic. Din zone, din piețe. Dar nu rămâi la 2% asta vrăjeală. Vrăjeală, ok, da. Măcar să rămâi tu la 2%, dar nu rămâne nici dracu. 2% ar fi din seria statul minimal, care nu e deloc minimal, că îți umblă la bani. Milton Friedman asta. Propune, care nu e mai bună decât ce avem. O să spui, na, că uite, toate băncile centrale din lume asumă. Ok, asumă. Da, așa toate spun și că taxele sunt voluntare, știi? Uite, povestea pe care ai făcut-o tu, Vali, mai devreme, la cultul libertarian, ți-ai făcut autocritica? M-am levădat de satan, așa trebuie să... Uite, așa se spune. Ce vreau să spun este că a spus-o și Alex, a menționat-o întreagăt, dar eu vreau să ne întoarcem asupra lucrurilor ăsta, că e important. Să presupunem că ai creștere economică egală cu inflația. Să presupunem printr-o minune că se uită ăștia în Palantir și nimeresc. Dar nimeresc cât trebuie să crească. Perfect. Foarte bine. Din nimere știu, uite, anul ăsta vom avea o creștere de genul ăsta. Sau s-a întors Doctor Who în timp și le-a dat lista. Uite, anul ăsta crește atât, anul ăsta atât, anul ăsta atât, anul ăsta atât. Atâta faceți inflație. Să nu vă prind cu mai mult. Și să presupunem că chiar o fac așa cum e. Nu este fără urmări, nici această inflație nu este una, cum îi spune... Neutră. Da, nu este neutră, căutam un alt cuvânt care e cu I, ino, cu, mă rog, ok, inocuos. Neutră, da, neutră, nu este neutră. Da? De ce? Pentru că așa cum am vorbit mai devreme, da, când am explicat efectele inflației între trei oameni,
Da? Chestia asta se menține, se întâmplă. Tu dacă dai drumul la bani, ăștia vor genera o schimbare de înavuțire, pentru că trebuie să le dai drumul în piață și ca să le dai drumul în piață trebuie să le dai cuiva. Păi nu, că le pui în portofelul fiecăruia, vine un cec de la guvern, zice uite asta este inflația de pe anul ăsta, poftim, ia, CBDC. Ia și cheltuie tu. Păi da, dar îl faci în proporție cu ce? Îl faci în proporție cu ce a făcut, cu ce a produs el anul ăsta? Tu îi măsori tu guvernul de productivitatea, te apuci și distribui în felul ăsta. Și dacă ai face chestia asta, oricum o să vină prea târziu, pentru că ai rezultate financiare care se raportează trimestru de trimestru. Tu trebuie să faci chestia asta în timp real, ca într-adevăr să fie o asemenea distribuție, trebuie să se petreacă instantaneu. Ori tu nu poți să știi cum te-a pus să distribui până nu primești rezultatele. Dar inflația ta trebuie să fie în același timp cu rezultatele. Dacă vine mâine, poimâine sau peste 3 zile, deja vine prea târziu, deci deja va genera schimbări. Asta e argumentul pentru care niciun AI nu e în stare să facă chestia asta, pentru că nu poate să facă instantaneu. Da. Deci ideea este că chiar și această inflație care este vândută ca fiind sănătoasă, ba chiar unii o văd necesară, reprezintă tot o stricare a structurilor de a raporturilor între prețuri, o stricare a structurilor de producție, o decuplare a semnalelor din piață vis-a-vis de sursa lor corectă. Și ne asumăm toate chestiile astea, vrea să spun Alex ceva, dar încă nu-l las, și ne asumăm toate chestiile astea în baza faptului că vrem să nu-i complicăm pe săracii economiști, că dacă îi complicăm o să se ducă economia de râpă. Deci săracii trebuie să plătească pentru confortul patronilor prin inflație. Prin inflația aia mică, sănătoasă de 2%. Mie unul nu mi se pare corect. O? Uite, observația lui... E observația lui... Deci când vorbim de creditori și debitori, creditorul e ăla care împrumută, nu? Debitorul e datornic, ăla care are de dat. Argumentul pro-inflaționist ar putea fi... Mai dai dracu de creditori, că e o ajut datornic, că un creditor e un bogat, datornic e un sărac și o ajut săraci prin inflație. De ce care mai puțin de dat? E ideologia aia veche, antidobândă. Da, deci ideea e că inflația e bună pentru că un sărac te dă mai puțin. Lovești niște nenorociți, niște creditori. Acum o observație de geniu pe care doar Mises o putea spune, deci dacă o vezi prin zona asta, sigur a zis-o Mises și chiar Mises face observația asta, e că noi nu suntem, mai suntem pe vremea Greciei antice, unde creditorii erau aia bogați. Datornicii erau aia săraci. Azi creditorii sunt aia săraci și debitorii sunt firmele mari și corporații și nu știu ce. Deci tu cu inflația îi lovești pe ea săraci. Asta e, that's the point al acestei observații istorice. Au schimbat. Ăla sărac ține bani în bancă. De ce? Pentru că, uite, cum a spus Socostel, tranziționăm spre următorul capitol, asaltul împotriva economiilor. Mai vrei să spui tu ceva, zi. Putem să tranziționăm oricând, suntem fluizi. Ideea aia pe care voiam să o mai zic era că pare că banii sunt un lucru care nu poate să-l producă, sunt un bun, da? Sunt un bun de schimb. Pare că nu poate să-l producă decât statul. În economia noastră mică de 3 persoane, nu ca slogan, oamenii care produc lucruri, produc și banii. Oamenii care produc lucruri, produc și banii. În sensul în care, în afară de troc și bani, intermediar există ideea de credit.
în care noi putem să ne hotărâm ce fel de unitate între noi, că sunt constituim o economie între noi trei aici, noi ne putem să ne hotărâm în ce fel de unitate ne ținem creditul și eu produc ceva, îi dau lui Vali, Vali îți dă ție economie. Putem să ne ținem scriptic. Da? Deci ții cont de niște datorii. Vreau să zic că n-ai nevoie ca cineva să-ți producă banii. Atâta vreme cât, cum am zis mai devreme, cine ștampilează că știați bani corect? Dacă noi, doar noi trei am fi economie, ne-am înțelege. Mă, ce folosim? Scoici. Ok. Dar nu te duci să mai iei din mare. Ha, ha, ha. Da? Ideea e că banii nu sunt un bun magic pe care trebuie să-l producă statul. Banii sunt o unitate de măsurare contabilă a creditului dintre oameni din economie. Uite, noi folosim... producătorii produc banii. Da, noi folosim chestia asta, statul nu produce nimic, doar distribuie. Păi uite că produce bani. Sau te duci, hai să zic, te duci să iei din mare. Dacă noi avem, dacă te noi duci, e greu, da. Dacă yes. Noi aveam noi aveam nevoie de 6 scoici înainte, da? Și ne punem toți de acord, nu, hai să luăm altfel. Dacă noi avem nevoie de 3 scoici un înainte, fel de scoici, da? Special. 3 scoici înainte, da? Și erau de ajuns. Și avea are fiecare câte o scoică. Bun. Și ne dăm seama că ne trebuiesc mai multe, da? Te duci întâi în mare și iei 6. Mai iei încă 3. Dublezi frumos, dublezi masa. Dar monetară. Fiecare acum are 2 scoici. Începem să trăduim. Nu, contează cine i-a scos. Bravo lui. Ne punem de acord că le distribuim egal. Și inițial fiecare are câte una, acum fiecare are câte 2. Ne apucăm să schimbăm și tu ai 4, Costel mai are una, eu mai am una. Da, e și tu pe plus în scenariul ăsta. Și ne dăm seama, dintr-o dată eu și cu Costel, mai vrem să mai cumpărăm câte ceva. Da? Dar asta ar însemna că rămânem iară fără scoici. Și atunci ne dăm seama, bă, trebuie să scoatem mai multe scoici. Da? Și dublăm iară cantitatea, da? Facem de 12. Da, acum Costel are 2, eu am 2 și tu ai 8. Da? Că așa să... Așa se distribuie în felul ăsta, tu fracționezi moneda existentă. Tu practic ce se întâmplă de fapt? Tu nu creezi monedă, ci o divizezi. Asta este ceea ce facem noi, indiferent dacă ai crescut producția sau da, nu. Corect, da. Că ea nu e legată de producție, e legat de nevoile de schimb pe care le avem între noi și practic de granularitatea nevoilor de schimb. Da? Că tu, dacă iei și spargi scoici, urmează să jucăm cu cioburi. De asta e mai simplu vorbind de scoici. De asta e mai simplu cu Bitcoin-ul, de exemplu, da? De ce? Că ăsta e granular la infinit. Adică poți să-l împarți în cât vrei tu. Da? Ai un Bitcoin, ai o jumătate de Bitcoin, Acum e împărțit într-un milion de Satoshi. Exact, ok. Deci ai o granularitate de a milioana parte din Bitcoin. Asta înseamnă 0,6 de 0 și 1, nu? 6? Nu, 5, că ești în partea elaltă, mai ai 0 ăla în față. Da, deci, uite, este atâta. Și ideea e că e ușor de împărțit. La fel cum și aurul înainte era ușor de împărțit până la gram, nu? Sau ai miligram? Mă rog, nu știu dacă în epoca medievală era mai greu. Era ceva mai greu să... Bă, de ce? Pentru prelucrarea de precizie era mai greu să... Cred că la gram era deja... Și atunci îți vin instrumentele alea de scriptic în care câte miligrame trebuie să-mi dai? E, când s-o aduna un gram, îți dau un gram. Da? Exact. Sau poți să le pui... o relație, cum ai spus tu, ok, nu mai avem aur, mai scoatem niște argint, nu mai găsim scoici de scos din ocean ca să mai mărim granularitatea, facem pe scoici și mai punem ceva sub scoici, ceva de genul, nu știu, pietricele, bețe, obitori. Ne dăm noi seama. Yes. Economisire. Unul dintre... Acum nu mai e un miligram, mai e un milgram. Milgram? Yes. Unul dintre
lucrurile care sunt tot așa de deplâns în fața inflației este, am făcut eu o poveste mai de mult când stăteam acolo la un alt episod, la episodul greu cu prețurile, în care vorbeam că atunci când te lovește inflația, o metodă de a te proteja de inflație este să iei bunuri neperisabile. Cumperi cât mai repede, transformi banii în bunuri. De ce? Pentru că banilor le scade puterea de cumpărare. Deci, practic, ce înseamnă asta? Înseamnă că în timp banii nu stochează valoarea la nivelul la care ar fi normal să auzi, o facă. Da? Neperisabile și inelastice. Da. Că așa e, pietrele sunt neperisabile, da? Poate să fie elastic în sus. Poate da. Vrei elastic în sus, poate nu vrei stabilitate, poate vrei un bitcoin de un milion de euro. Da, dar vezi că ai oameni care preferă stabilitatea, ăia. Cred că nici ei nu preferă stabilitatea. Da, preferă numai uneori, ai deci când patronul îi zică stabilitate, înseamnă să nu să ducă taxele în sus, dar nu... Iar exemplul pe care îl dădeam era un individ care avea un magazin care vindea chestii cu bucata și felul în care el se proteja de inflație era să își transforme cât mai repede rezervele financiare în stoc. De ce? Pentru că știa că în felul ăsta stocurile cresc, prețul asupra produselor crește odată cu inflația, odată cu absorbirea banilor în economie și el în felul ăsta, chiar dacă cererea în sine fiind destul de inelastică, cum a spus Alexandru, asta însemna că el practic se proteja de inflație, în sensul că el cumpăra, nu neținând banii, ei nu apucau să se devalorizeze, iar produsele lui creșteau odată cu indicele general al prețurilor. Prin urmare, chiar dacă nu făcea profit mai mult decât făcea înainte, dacă ți se pare că dacă ai cumpărat un șurub cu 5 lei și îl vinzi cu 10, mamă, frate, ai făcut profit 5%, 100%, da? 5 lei la 5 lei. Dar dacă atunci când tu îl cumpărai, el se vindea cu 6 și acum tu îl vinzi cu 10, dar toate prețurile au crescut corespunzător și puterea de cumpărare a celor 4 lei e mai mică, n-ai câștigat mare lucru. Asta se întâmplă pe la discuții despre prețuri când chiar ai inflație. Lumea zice, de ce a crescut ăsta prețurile? Că el le-a cumpărat înainte mai ieftin. Pentru că lumea folosește definiții împinse piaristic de le-a crescut, instituțiile le-a globale. Le-a crescut pentru că, dintr-o dată, este mai multă cerere pentru produsele lui, că dacă ar fi rămase ieftine în piață la prețul de 6 lei, atunci când 6 lei înainte aveau o putere de cumpărare, astăzi au o putere de cumpărare mai mică. În termen real, lui ar fi scăzut prețurile. Cred că a crescut și lui. Crește și lui un pic, da. Plus că mai ai o observație antreprenorială în care, apropo de informație, dacă tu ai informație că se întâmplă niște inflație, tu vezi că ai cheltuit puțin bani, dar tu poți să te gândești, păi stai să crezi prețul că o să mă lovească și pe mine inflația aia. Și asta ar fi o viteză a propagării inflației. Păi dintr-o dată o scâmpi toți și roșiile și opincile. Păi ce am făcut? Dintr-o dată s-a absorbit mult mai repede inflația. Și atunci cine a crezut că o să câștige de pe urma inflației, câștigă... Tot a câștigat, dar câștigă mai puțin. Da, și lanțul ăla, practic, ce explică Alex, este că fenomenul în sine e în felul următor. Eu am luat banii, au crescut prețurile la opinci. Ei au văzut cresc prețurile la opinci, știu că eu am făcut contract cu statul, au înțeles că e inflație, jup și au crescut direct prețurile. Adică știu să anticipeze momentul ăsta. Ok, va fi un moment de ajustare. Între ei tot au de pierdut până vin banii de la mine. Dar putea să pierdem până ne înțelegem că da, de ce ai crescut prețul? Stai că n-am banii. Frecușuri tot se întâmplă, nu e doar așa, am cerut și am primit, că am mai vorbit de inerția economiei. Practic ce o să se întâmple în acel caz este că eu o să am de câștigat de pe urma inflației un pic, în sensul că apuc să cumpăr ceva până când se vede schimbarea de prețuri, dar
ceilalți din economie o absorb prin osmoză instant, o văd că vine și atunci se protejează. Că se întâmplă, adică îl frici pe om o dată, de două, de trei ori cu inflația, dar la un moment dat se prinde cum funcționează lucrurile. Ce vreau să zic, poți să explici cum face, să zici pe scurt, cum face rost statul de bani de la BNR pentru banii aia pentru opinci? Păi și el aici spune că ori îi tipărește direct, ori generează un împrumut. Deci nu asta e... Da. Adică îți dă o... cu bani. Scoate de la bani. Nu, îți dă o hârtie, zice noi, titluri de stat, da? Da. Îți dă o hârtie, zice... Titluri de stat nu intră la... Ba da, ba da, l-am împrumut, ba da. Nu, dar așa mecanic. Păi și prima versiune care era? Îți dă niște bani, pur și simplu. Că iar... Îți trimite hârtiile alea. Nu, că îi zice băncii, injectează prin... dobânzi mai mici, prin nu știu ce, dar injectează, știi că ai dobânda de referință. Băncile centrale zic, nu mai avem bani. Dați-ne și nouă, banca centrală, mai dați-ne și nouă niște bani. Și el zice, bine, vă dau, dar trebuie să-mi dați dobândă, dar o face mică de tot. N-ai și bani ieftini. Asta e păi și cum ajung la stat ca să-ți plătească pincele alea? Nu, eu asta ziceam, injecția în economie, dar dacă vrea statul bani direct, îi împrumută de la bănci și după aia băncile nu mai au bani să dea la populație și cer de la banca centrală, îi ori împrumută direct. Împrumută direct și piramidează pe rezerve și pe nu știu ce. Yes. Sau fac titluri de stat. Astea două sunt, nu? Da. Făcând titluri de stat, el se împrumută de la populație. Deci el se poate împrumuta și direct. Și face asta de obicei sau nu prea o face? N-o depinde, de la caz la caz. La cât ce mai frecvent la să vândă... câți bani are nevoie statul român, o faci, le faci pe la trei în același timp. Da, în proporții fluctuante. Care toate? Titluri de stat și împrumuturi de pe piață și împrumuturi de la Banca Centrală Europeană, tot. Yeah. Hai să revenim la... Deci aici lumea urăște economisirile. Da. Deci poziția mainstream, ca să zic așa, e anti... Uite, un alt defect aici al lui Hazlitt, iar că nu ne spune ce... Sau nu reiese clar. Reiese clar că știam dinainte ce înseamnă economisire pentru austrici. Dar poate și cartea nu e atât de introductivă, e de nivel mediu mai degrabă. Nu spune ce e economisire. Ce e economisire? Fiind acest capitol, doar acest capitol, poți spune ce e economisire? Da, că noi am citit și, noi am citit și alte... Nu, doar din asta. Da, el ce înseamnă spune că am economisit? Ce înseamnă? Ce ai făcut când spui că am economisit? Înseamnă că ai rămas cu niște bani. Serios, nu? De ce ar însemna? Ai rămas cu niște bani și după aia ai nuanțe. Ai pus niște bani deoparte. Ai pus deoparte, da. Și după aia ai nuanțele alea între ce faci cu poate banii fi după ce îți rămân. Nu, cred că asta e și definiția, abținere de la... Abținerea de la consum. Ce ai făcut? Am luat salariul și ai băut pe toți? Nu, dar ce ai făcut? Am pus deoparte. E o abținere. E o notă de subsol aici, exact, în care spune așa că multe dintre diferențele de opinie dintre economiști cu privire la acest subiect provin din modalitățile diferite de a defini aceeași termen. Economiile și investiții pot avea definiții identice și ca atare pot denumi același lucru. Eu, Hazlitt, prefer să definesc economiile ca acumulări de bani, iar investițiile drept acumulări de bunuri. Aceste definiții corespund în mare modul în care sunt folosite cuvintele respective în vorbirea comună. Deci, iată, definiții. Cum a spus Alex, sunt banii care ți-au rămas pe care nu-i consumi. Acumulare de bani. Asta e economisirea respectivă. Hope, cred, atunci când discuta... Îți dau un exemplu cu bunuri. Bunuri. Te ții de la un consum, aveam 5 pești, nu-i mănânc pe toți. Să strică. Economisire e... De la cap. Economisire e când mănânc doar 4 și unul îl dau deoparte. Îl dau deoparte ca să... La fum. Nu, ca să fac un bun de capital. Da. Deci eu cu mâna prin 15 pe zi. Deci, ce se gândește omul? Da, dacă fac eu o plasă. Cu aia prin 50. Cum apare economisirea? Economisirea pentru austrieci e o abținere de la consum. Nu-i mănânc pe aia toți 5. Mănânc doar 4, unul îl pun deoparte pentru ziua în care lucrez la plasă. Economisesc și timp. Eu dormeam vreo 2 ore după amiază. Nu mai dorm.
În alea două ore, timpul leisure, e un bun de consum. Alea două ore îl investesc ca să fac... Păi nu, îl economisesc când nu consum. Și apoi îmi investesc când eu în alea două ore fac năvodul, fac plasa, știi? Mă rog, aici sunt niște ideea e că da, îl economisești că tu ca să mănânci, tu ca să mănânci 4 pești îți iau un timp, ca să mănânci 5 pești îți iau un alt timp. Diferența se transformă și ea în timp economisit. Nu, asta e prea subtilă, nu mă gândeam la asta. Eu mă gândeam doar la timpul de mai încolo, știi? Înțelegi, tu prindeai cu mâna 5-6 ore și te odihneai după aia. Știi? Așa, economisești în viitor. Da. Nu, în aceea zi, să zicem, tu dormeai vreo 2 ore sau stăteai, consumai timp liber, știi? Acel Pe la nu-l consum. Ba da, ăla e consum. Leisure. E bun de consum. Ok. Pentru austrici. Și când tu nu mai dormi în alea 2 ore sau nu te... Păi da, dar tot îl consum cu altceva. Nu-l economisești. Ăla nu e timp economisit. Da, timpul în care redirecționezi consumul. Păi asta e definiția trece, economisirii. Da. Te abții de la consum. Acele 2 ore... Da, ok, două ore în care ok, pe... nu. Din punctul ăsta de vedere, da, nu e consum. Okay. Tu când folosești alea 2 ore ca să faci plasa, înțelegi? Economisire. Mă abțin de la consum. Eu nu mai consum leisure alea 2 ore. Da. Asta e economisire. Apoi investiție, alea 2 ore, timpul, îl folosesc ca acum să fac... Acum mi se pare mie că e prea subtil. Deci ca să fac timpul plasa. Trece oricum. Ideea este ce ai zis tu. Ce faci cu el? Îl consumi sau îl transformi în investiție de capital? L-ai investit când faci năvodul, da. Știi? Păi e același. Dar într-adevăr, economisire ca la bani nu poți? Nu, tu ai zis să-l consum că îl bagi la năvod, nu? Nu, nu e utilizare pentru producție. Da, îl investești, așa. Dar îl consum doar când stai craci în sus și... Îl investești, da. Da. Și cam asta e, deși peștele ăla, economiseai și peștele și timpul. De ce făceai asta? Pentru consum, asta nu văd keynesienii. Că ai un trade-off între un consum prezent, un consum mai mare viitor. Ce fac cu oamenii ăștia care investesc? E să se abțină de la un consum prezent, nu mai mănânc 15, mănânc doar 4, nu mai dorm alea 2 ore, ci fac un asta pentru ca peste 2 săptămâni să consum mai mult, cu plasa prin 50 pe zi. Cu mâna prindeam 5. Înțelegi? Îmi restrâng consumul, mănânc 4 pe zi și nu mai dorm alea 2 ore și prind mai mulți. That's the point. Caricatura keynesienilor e că, ce zic austriecii, e că să nu mănânci. Să nu mănânci o cină, cam asta spun austriecii. Și Hezdid răspunde nu. Ce zicem noi e că să nu mănânci două cine. Nu spune că să fii atât de idiot încât să nu... Că pointul lor e, uite și pe exemplu cu frații aia, știi? Ce zice un keynesian? Dacă tu te abții, spărgeai banii la aparate. Are value o revelație? Bă, nu e bine ce fac, știi? Nu mai sparge banii la aparate. Ce se întâmplă? Se restrânge activitatea lor cu aparatele, știi? Dau un om afară, scade cererea agregată, știi? Concluzia keynesiană era că acel viciu sau nu știu ce era o chestie bună. Te ajuta să... Da, un fel de broken window. Ce nuanță mi se pare că... Pe ce nuanță vrea să insiste Hezlit aici este încurcătura asta între definiții în care îți rămân bani deoparte și după aia vezi, Doamne, ar conta ce faci cu ei. Dacă îi ții la saltea sau îi dai spre investire. Că îi dai tu direct, că îi dai prin bănci, prin fonduri, tralala. Uh-huh. Și vezi, Doamne, ar conta. În exemplu ăsta lui Bastia cu doi frați, unul spărgea banii, toată lumea îl iubea că făcea locuri de muncă, dar ăla ei să termină banii la un moment dat. Pe când celălalt frate care păstra banii și împingea către investiții, a dat de muncă, a și dat de muncă și i-a și rămas capital. Pe termen lung. Voiam să fac o precizare aici despre capital. Ideea e că și cuvântul vine de la vaci. Da? Câte capete. Ideea e că bunurile... Cap, cred. Da, ok, yes. Capete de vaci. Cap, calcul economic. În cap? Think roll safe. Ideea era că, ce mi se pare că zice Hezlit aici, este că banii nu ar constitui capital, ci doar se substituie lucrurilor pe care, productive pe care poți să le iei. Adică tu ai bani pentru un pahar,
Dacă ai bani pentru 3 pahare, pare că ai capital de 3 pahare. Dar tu ai doar niște bani care poate sunt furați prin inflație. Tu n-ai capital. Capitalul ar fi un lucru care produce chestii. Bun, folosit în producție. Da? El oricum ne-a precizat că banii nu se confundă cu avuția, știi? Deci el când zice bani, pun bani deoparte, e doar un dăsta, o abreviere. Un proxy, pentru... da, abreviere. Da, yes. Da. Dar Hoppe, tocmai pentru a sublinia chestia asta, vorbește chiar de bunul, știi? Yeah, deci yeah. Economisirea e acel pește pe care nu-l mănânci, știi? Da, da. Bun. Pentru că noi ne-am lungit la vorbă, împărțim acest episod în două și ne oprim pentru astăzi aici. Pentru Valentin Berceanu, Costel Stavarache, am fost Alexandru Chiriac. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Vamos, carajo!